Potrivit meteorologilor, în următoarele 7 zile vom avea zile fierbinți. Sinopticienii au emis cod galben de caniculă. Începând din 30 iulie și până pe 5 august, în țară se vor înregistra temperaturi de plus 33 grade Celsius și chiar mai mult. Avertizarea este valabilă pentru toată țara. Cum să ne protejăm de caniculă, aflăm în continuare de la colegii mei. Astăzi, la orele amiezii, termometrele arătau 32 de grade Celsius. Orașul era un adevărat cuptor care amenința sănătatea tuturor celor ce se expun direct razelor soarelui, mai ales a bătrânilor și copiilor. Există însă metode de a rezista caniculei, iar în timp ce unii le cunosc și le aplică, alții se declară invincibili și sfidează căldura pentru o bere rece sau un prânz consistent. Stăm la umbră, cu pălărie, da. Mai multă apă să bem. Să nu ieșim la 12, la 5 afară, stăm pe la 2. Ну, жарко, я время суток стараюсь обычно в обед дома быть, в помещении, не выходить на улицу. Утром и вечером в основном. Îmbrăcăminte lejeră și din bumbac și capul pălăriei care îmi lipsește și hidratare suficientă. Să ne ferim de soare în orele 11:05. Și ar fi bine ca în timpul caniculii să fie o leacă mai restricții la activitățile astea, razele solare. Copilașul, când e acasă, stă în casă, când în zilele de lucru, la grădiniță merge. Aha. Și acolo, precis că e protejat. Ar trebui să avem grijă să ne hidratăm, să avem suficientă apă la noi și să bem mai mult decât organismul cere, chiar dacă am considerat că am băut suficient. În această perioadă este bine să consumăm mai multe alimente de origine vegetală decât alimente de origine animală, pentru că mai ales pentru persoanele care au probleme cu hipertensiune sau bolile cardiovasculare este contraindicat. Trebuie să ne vitaminizăm, întrucât bând mult apă se elimină sărurile și atunci este bine să dăm corpului mai multe vitamine. Se exclude expunerea la razele solare în perioada între orele 11 și orele 18 seara. Persoanele care nu sunt angajate în câmpul muncii, pensionierii, bolnavii de boli cronice, în această perioadă se recomandă ca să se afle în încăperi bine aerisite, răcoroase, cu rezerve de apă potabilă, care ar putea să le folosească în jur de 1,5-2 litri pe zi. Persoanele care sunt angajate în câmpul muncii și sunt nevoite ca să meargă la serviciu, trebuie să țină cont ca să se protejeze de razele solare, să poarte pălării de soare, să poarte haine din fibre naturale de culori deschise, să fie asigurate la fel cu rezerve de apă potabile, sucuri, ceaiuri din infuzii. Agenții economici care au în subordine anumite obiecte și populații angajate sunt obligați ca să-i asigure cu rezerve de apă potabilă zilnic și ca să le creeze condiții de activitate în încăperi. Aparatele cu aer condiționat. În zilele de arșiță, specialiștii recomandă să evităm ieșirile în stradă la orele amiezii, să consumăm cât mai multe lichide și să ne protejăm capul și corpul cu pălării și haine cât mai legere.